Ouais, ça repousse, vois, ça. Salut YouTube și bine v-am regăsit la un nou videoclip astăzi, fraților. Vă prezint câinii meu, băi. Nu uitați să dați un like acolo, să faceți noi mai multe like-uri. Nu uitați să dați un subscribe, clopoțele, să vă activați clopoțelul acolo, da, să vă primiți notificările când postăm pe acest canal. Mergem să ne echipăm, să ne luăm harelele aia mai urâțele, așa că mergem să ne tăvălim pe jos cu Rocco, să ne jucăm cu câinii. Hai, ui. Hai, mâncare, hai. Hai să trecem noi pe aici, pe florile lui Maica. Și unde las camera? 2 secunde, uite așa aici. Ia uite și tu ăsta, mi-a dat. Ia da cățelul ăsta la acolo. Bă, pleacă de acolo. Pleacă mă de acolo. Ia uite și tu. Bă, vrei și tu ca până la urși. Hai bă, urși. Nu vrei mâncat, hai bă. Ce ești bă, eu? Că mă, dar acolo e, uite-te și tu la el, bă, ulti. Arucă, hai. Arată-mi pic de fire, sau acolo, hai. Coche. Ăsta e Hușchi. Și are coada între picioare și ăsta e gelos că mă joc cu ele, uite. Vedeți? Ăsta e gelos că mă joc cu ele. O, e, ce? Dă-te, hai de căsă, hai dă-te, că mă obi de căpuze. Bă, dă-te așa, mă, garul dreacu. Ia uite și pe rachetul ăsta, stai încă. Ce faci, mă, ce faci? Mamă, nu te cred. Iar mi-a dat asta cu filmarea pe jos, stai, bate joc de filmarea mea. Bă, de ce-ți bagi joc eu de filmarea mea? Asta ar fi rușine, oropo. Nu pleacă de acolo. Pleacă, mă, de acolo, uite că nu pot să de el, bă, pleacă, mă. Uite, antenă, mergem să-i luăm noroc o ceva să ne pe ea. Iată te mai spate, să te vezi așa, o lecă mai bine. El e roco, uite, ești bine roco. Auzi, vii? Ne halim? Arată-o că poți la camerul lui, uite. E cât avea, aproape. Are decât 11 luni, face un an, 12. Încă e pui mare cum se crește, să joacă el. Acum e momentul lui în care se joacă, e perioada lui. E ca în el, așa, cu poțăiala, dar merge. Nu are nimica. Ia, hai să-i găsăm lui ăsta, o cârpăsăre. Sau ceva, nu știu, să tragă de aia, să ne jucăm pe el. Ok, i-am găsit o cârpă de asta, băi, trebuie să iau. Stai mă, băi, da mă la... Așa am găsit o cârpă de asta, trebuie să iau o pune din aia cu lor de la capăt, mă duc să văd unde e, cumpăr de la o farmacie veterinară, fiindcă coata asta o rupe, frate. Bă, dar pleacă bă de cadrul ăla, mă las să filmez. Pleacă de bă acolo, băi. Pulși. Ăla are ceaia cu telefonul, că îl puse pe trepied acolo, zici că îi se pare așa ciudat cine este. Și vrea să joace pe el. Hai să ne jucăm cu Rocco, să vedem. Dar sper să nu se rupă cârpa asta. Până iau eu o soară ca lumea, că n-am avut să iau. Hai Rocco, ne jucăm. Bă, dar să rupe, mă. Bă, dar data trecută ne-ai jucat cu ea, nu s-a rupt. Bă, dar nu pe mine, dă mână, bă. Haide. Că ai rupt-o. Hai. El o roade mai mult acum. S-a pus jos, bă. Bă,
Hai că mai avem cârpă, mă rog, gata. Bă, rup să ne mai știam că parcă data trecută era mai... era mai tare. Ce zici, bă, rupă? Ce zici, bă, tu, bă, ce zici, bă, eu, tu, bă, șubosul meu, uite, ca șubare. Băi, să ne dea aștia like-uri la videoclip. Salim, bă, oare? Am obosit un pic așa, că n-am mai făcut sport de mult. Băieți, vă recomand să faceți sport, că e bine, e sănătos. Ia uite, hai, bă, Wolfie, hai, vină în cadru, băi. Mai am și niște pisici pe aici care se joacă pe-n spatele cadrului. Ia uite-l, mă, uite-l și pe ăsta. Pe fușchi. Roco. Are un an, dacă m-a zis. Mi l-a dat Magnea. L-a făcut cadou când avea vreo 10 luni jumate, 11. Adică acum o lună și la 2. Și stai, bă, că mă văd în cadru de tine, mă, măgare. Ua, am pus mâna ceva în cacao, cred că de la câine ăștia doi. Stai, bă, că mă omor, bă. Mă mai împinge, Rocco. Hai că nu mă mai împinge. Normal ar fi trebuit să fie dresat, frate, că, no, așa e cu ăsta. Bă, ia treci tu la locul tău, bă, stai cu minte aici. Stai cu minte așa aici, da? Stai cu minte. Trebuia să fie dresat, dar oricum el e ascultător. Nu știe el toate comenzele, stai jos, și alea, dar le învățăm eu ușor, îl învăț. O să scoatem la plimbări. Orculeț. Ia uite. Ia aplaudă fălcile. Ce-i bă, rucu? Sau unde aici, ca boșii? El e Rocco, da? Așa-l cheamă. Rocco Choco. Care își caută gagică. Îți caut gagică, mă, Rocco, vrei o gagică? Să faci pui cu ea? O să iau o gagică sau tu pui cu ea? Ce-mi place să mă joc cu el, așa că a ridita mai plan, uite, el e așa de plan. Ia eu noroc că stai așa de plan, uite. Asta nu-i nimic, să vedeți ce are pe spate, pe aici. Uite, băiotul meu, Rocco, intră peste mine în casă, îmi deschide ușa, mi-a zgâria portiera la mașină. De două ori, mi-am mâncat ochelarii, m-am poze cu ei, aveam niște ochelari de la... Nu mai am. În cauza lui că s-a urcat în mașină, a lăsat ușa deschisă la mașină. S-a urcat în mașină, mi-a luat, bă, pleacă de acolo, Wolfie. Mi-a lovit telefonul, așa. Mi-a lovit telefonul Wolfie, că s-a luat la mic. S-a urcat și mi-a luat, mi-a mâncat ochelarii, mi-a tocat, mi-a făcut praf. Au mai rămas decât lentilele din ei. Cred că au sărit când i-a strâns în gură, cine știe. Mi-a mâncat, i-am pus un saltea jos să stea pe ea. Că aici, la țară, la curte, așa e. Mai stă pe afară, mai păzește curte. Dorme pe canapea, i-am pus o canapea afară. Și dorme acolo și la iarnă îl băgăm în căsucă. Așa e Rocco. Uite, șcheliac. Șcheliac. La început trebuia să am grijă cu el, că era al mama frică de el, că era mare, îți dai seama și... Pleacă de acolo, băi, iar să joacă la pisici și chiune. Băi, Wolfie, ce mă, ce vrei pupici? Dă pupici aici. Leneșule. Așa și era, luam frică de el când l-am adus și l-am legat 2-3 zile până s-am obișnuit. Că n-am avut ce să-i fac. Trebuia să-i fac un sarg, dar nu puteam să intru la el să mă joc el. Așa mai bine legat stătea și mă apropiam eu de el. Și așa în sarg nu aveam cum, că dacă intram acolo poate mă mușca sau cine știe. Era speriat. Bă, până acum păzește bine curtea. I-am mai luat un prieten ăsta pe Wolfie, băi, Wolfie. Dar asta nu ascultă, mă, nu știu ce e prea mic ăsta. Ia vreun capul. Nu tu, băi, stai, lasă. Wolfie, el are treabă să joacă cu pisicile. Și am mai luat urmea un husky. O să vină vlogul ăla când mergem să-l luăm imediat după ăsta. Hai, bă, vin cu husky. Wolfie, hai că vine. Ăsta e foarte drăgătos, e gelos cum mă joc cu ăla la altul, cu al soră mea. Trebuie să vină și ăsta să bagi el, îl mușcă pe ăla, îl ia așa, îl... Ia vină, mă, cu așa, băi. Vină, mă, cu a. Ia, stai, eu, Rocco. Îl luăm și pe ăsta. Vină, mă, cu așa, băi. Leneșule. Ce faci, leneșule? Uite ce gelos e, uite-l. Wolfie, Rocco, ia uite-l, mânghii pe ăsta, bă, nu-și nimica. Ia uite cum face, Rocco. Uite să culcăm pe el. Ridică-te.
ochișori. Uite ăștia, ăștia ochi așa frumoși. Ce de beufi. Uite, doi cățeluși aici. Rupă are capul cât e ăsta de mare, a fugit. Ce ai făcut, băi? Bă, ne sunt porcule, bă. Iar ada cu camera. Cu camera, cu telefonul. Mai stăm un pic așa aici, că e dimineață. Mai avem, nu, că mai avem, că e mai latră pe partea alta, așa. Mai... Uite, mă, cu ce se joacă Ulfi. Uite cu cine se joacă Ulfi, cu ăsta. Cu mâța asta. Ai fugit. Lasă-l roco. Bă, aparent ăsta e foarte bun prieten cu câinii. Gen, câinii care îi aduc eu bine și cu pisicii. Joacă cu pisici ăștia mici, îi linge, are grijă de ei. Stai așa, Rocu, că ai 2-3 paie de ăștia în față, așa, și îmi place să... Că tu ești protagonistul astăzi, tu să fii în splendoare, da? Bălosule, balele-i curg, când l-am luat îi curgeau balele, mi-a bălit bancheta, mi-a făcut o forță. Că mi l-a adus mangrea, că nu putea să le iau așa, dați seama că m-am mușcat, dracu. Dar acum ne-am obișnuit și suntem buni prieteni, nu? Suntem buni prieteni. Cal meu, s-a speriat odată vecina de el. Ăsta s-a ridicat așa mai brusc de jos, că stătea lângă garda acolo. S-a speriat de așa că-s plus toate. Că s-a ridicat, cred că sare gardul la ea. Dar n-ai cum să sară, că e gardul destul de mare. Și ăștia-s grei și nu prea sar gardul. Păi ok, fraților, cam astea fiind spuse. Cam ăsta e vlogul, uite, vine alt. Am alt pisici, uite, ia vină cu ala, să te prezint și pe tine. Am mai mulți pisici, ia uite. Pisici mici. Mănâncă-i, Rocu, mănâncă-i. Cam asta fiind spuse, nu uita să dați mie un like acolo, să faci mai multe. Nu uita să dați pe butonul de subscribe acolo, să faci cât mai mulți abonați. Să apăsați și clopotul, nu uita să dați share, să vă dați prietenii voștri. Și dacă mai vreți vloguri cu Rocu, căpătânosul ăsta mare. Stai că începe să joace cu pisici, băi, ăsta. Cadru, pisic în cadru. Dacă mai vreți vloguri cu Rocu, dați un like, dați un subscribe, dați un clopoțel, dați un share și lăsați un com. Cel mai important, lăsați un com acolo în secțiunea de comentarii să spuneți dacă mai vreți cu Rocu al meu vloguri. Hai, pa, pa!